Suntem la două zile distanță de un test extrem de dificil. Întâlnim campioana ultimilor trei ani ai Unii, o echipă care are în componență și jucători extrem de valoroși și de experimentați, jucători care cu siguranță știu să gestioneze foarte bine jocuri cu minze atât de mare cum va fi cel de la Severin. Întâlnim o echipă care traversează o formă sportivă foarte bună și e rezultat de ce tipică ceea ce vă spun. Suntem clar în fața unui joc care poate să fie decisiv pentru ceea ce înseamnă perioada următoare și mă refer la ultima parte a sezonului. Sunt trei puncte puse în joc, însă sunt puncte extrem de importante pentru că întâlnim în același timp echipa care este cu 2 la egalitate de puncte cu noi. Urmând ca în partea a doua acestui play-off să jucăm pe terenul ei. Deci cu siguranță că avem nevoie de o exprimare bună și de un rezultat pozitiv. Suntem conștienți de dificultatea jocului, însă fiți siguri că nu există niciun fel de sentiment de inferioritate, niciun fel de complex în fața adversarului. Eu antrenez jucători valoroși, cu nimic inferior din punctul meu de vedere jucătorilor SELEI și în același timp jucători de mult caracter. Sper să fim pregătiți pentru acest joc și spun doar sper și nu spun că suntem, pentru că din nefericire persistă o stare de nemulțumire în continuare în vestiar. Sunt lucruri care se întâmplă și care nu sunt normale. Și mă refer la faptul că avem așa un sentiment de pe care îl simt în rândul grupului și pe care am încercat să-l țin sub control în ultima perioadă. Un sentiment de nemulțumire, nu neapărat pentru că se apropie peste câteva zile se împlinesc, practic, trei luni de restante și pentru că nimeni nu vine la echipă să vorbească și să aibă o poziție oficială. Și este frustrant pentru că nu simțim cu adevărat ce ar trebui să simțim în condițiile în care, după 30 de etape, această echipă poate să treacă oficial pe primul loc, în condițiile în care, chiar dacă noi nu vorbim zi de zi, echipa are șanse importante pentru titlu și ar putea să producă cea mai mare performanță din istoria acestui club. Toate astea, echipa simte și jucătorii simt că sunt ai nimănui. Eu, de multe ori, am sentimentul că parcă ar fi echipa mea. Din nefericire, am avut o discuție și cu președintele clubului și am spus că încet, încet, cam epuizez mijloacele de a ține sub control situația și nu pentru că nu ar fi disciplină. Știți că întotdeauna a dominat acest lucru și a fost o stare de spirit corectă și a fost atitudine în antrenamente, dar pentru că nu mai avem ce să spunem jucătorilor. Pentru că în loc să ne gândim la jocul cu Steaua și să pregătim un detaliu, să fim concentrați, jucătorii și apelează la vocații, să gândesc la viitorul lor, ceea ce este uman și normal și moral și chiar nu pot fi condamnați. Însă eu cred că ar trebui să fie puțină disponibilitate și mai mult interes, mai ales că suntem în poziția în care suntem în clasament și că avem șansele pe care le avem și să vedem cum putem să găsim soluții. Că această echipă să-și poată termina campionatul, să-și poată juca șansa până la final și să aibă continuitate și să nu moară din vară. Pentru că eu cred că în viitor vor fi surse de venit. Pentru că în iunie trebuie să vină o sumă importantă din ce am zis peste 1 milion de la drepturi TV. Sunt 2-3 jucători care pot fi vânduți. Deci, măcar sub formă de împrumut, echipa ar putea fi ajutată, după care să se, știu eu, primească banii înapoi. Dar dacă stăm cu mâine în buzunar și nu facem nimic, lăsăm pe Iordănescu să stea singur și să inventeze povești pentru jucători, atunci e greu și să ne așteptăm că în orice moment echipa poate să clacheze. Și trag acest ultim semnal de alarmă, pentru că deja, din punctul meu de vedere, am depășit orice fel de limite de, nu știu, de răbdare.
Vorbim de jucători care pot fi vânduți, însă trebuie să înțelegem și dacă cei care susțin această echipă nu sunt foarte bine informați, că mai puțin de câteva zile jucătorii poate să își bage memorie și să devină liber. Și asta înseamnă patrimoniul echipei că se evaporă. Și înseamnă că este o probabilitate foarte mare să se intre într-un mare impas în vară. Deci dacă Iordănescu are o lună și câteva zile de contract și se duce, această echipă este a oamenilor din acest oraș, are în spate o istorie, sunt suporteri și nu știu dacă vor fi foarte fericiți ca peste mai puțin de, știu eu, o lună jumătate să moară o echipă frumoasă. O echipă care ar trebui să primească acest joc de miercuri ca și o sărbătoare și să încerce să joace cu toate forțele șansa pentru a urca pe primul loc și, de ce nu, pentru a rămâne acolo. Dar asta este un moment greu. Este pentru mine aproape imposibil să mai găsesc resurse de a motiva doar verbal echipa și aștept că poate cineva vine și se adresează acestui grup într-un fel. Nu știu, măcar o garanție că chiar dacă nu vor mai fi plătiți în următoarea perioadă, se fac efortul să se găsească soluții. Să se dea o speranță pentru acest grup. Acum, în ceea ce privește jocul, și mă întorc, sper totuși să ne găsim motivația, sper să putem să arătăm cu o echipă competitivă și să fim o poziție solidă, să avem personalitate în joc, așa cum am zis, nu ne simțim cu nimic inferiori, atât individual cât și ca grup. Ca organizare de joc, suntem o echipă care am produs rezultate bune. Suntem echipa care deja are 7 jocuri în campionat fără înfrângere. Și dacă ne uităm pe adversarii pe care am avut, 2 jocuri în deplasare la Târgu Mureș, unul după altul, joc la Viitor, joc la Dinamo, joc acasă în decembrie cu Astra, Craiova și Viitor. Sunt echipe valoroase ale competiției, există un echilibru important, așa cum am spus, între echipele din play-off și de aceea cu atât mai multă valoare are acest parcurs foarte bun. Asta ne dă încredere și ne dă speranță. Sperăm să putem să aliniem un 11 care să, din primul minut până în ultimul, să dea dovadă de determinare, de atitudine, să avem un joc consistent. Și așa au fost multe momente în jocul din Ștefan cel Mare. Sperăm să fie și mai multe în jocul cu Steaua, să fim agresivi, să nu lăsăm adversarul să construiască, să facem presiune permanentă. Din punct de vedere fizic suntem bine, suntem pregătiți pentru asta și să fim și eficienți în fața porții. Dacă marcăm, avem speranță să scoatem un rezultat pozitiv. Dacă nu vom marca, va fi extrem de dificil. După acest joc, vedem exact unde stăm și ce perspective avem sau nu în continuare. A treia oară este cu noroc. Prima dată când putea să urce Pandurii pe primul loc, a luat bătaie la Botoșani. A doua oară a făcut egal cu Vitorul. Poate să bată în revedere. E adevărat că poate să fie, în cazul unei victorii și în cazul în care urcăm pe primul loc, poate să fie o poziție temporară, pentru că depindem și de rezultatul de la Dinamo Astra. Însă targetul nostru principal nu este neapărat acum să urcăm pe primul loc, ci să adunăm puncte, dacă se poate cele 3 puncte, chiar dacă jocul rezultatul nu ne va menține și după jocul din Ștefan cel Mare, Dinamo Astra pe primul loc, contează, dar contează mai puțin. Important este că avem șansa să urcăm în clasament. Important este că după 30 de etape putem să fim în fața echipei campioane cu 3 puncte. Ceea ce în economia următoarei perioade înseamnă foarte mult și, nu în ultimul rând, înseamnă că putem să abordăm meciul de la Giurgiu cu Astra de pe o poziție și cu un moral extrem de bun. Cel puțin în ceea ce privește latura sportivă, dacă nu și partea materială. În scenariu ar fi egal Steaua Pandurii și Victoria Dinamo asta s-ar echilibra și mai mult. Mă interesează ce e important. Mă interesează, așa cum am spus, să facem un joc bun și să
înregistrăm un rezultat pozitiv pentru noi și recunosc că pozitiv poate să însemne și un punct, pentru că rămânem la același nivel cu Steaua, în ciuda faptului că vom juca cu ei la București. Dar rămânem acolo, rămânem sus, rămânem cu speranțe. Ne mulțumește clar situația la nivelul băncii tehnice și mă refer la faptul că nici eu nu sunt pe bancă, nici unul dintre colaboratorii mei, în condiții în care suntem doar patru, nici care ne ocupăm de antrenarea acestei echipe, doi suntem în tribună și mai este Ionu Stărescu, care este, are dublu rol de preparator fizic și în aceeași timp antrenor secund, și Bogdan Porma, antrenor portarii, care sigur trebuie să se concentreze pe partea lui și ne va fi foarte greu să ajutăm echipa așa cum ne-am dorit, dar încercăm să pregătim cât se poate de bine jocul, să anticipăm orice fel de scenariu poate să apară pe parcursul jocului, să pregătim echipa pentru asta și să vedem în ce măsură putem să intervenim în timpul jocului și în momentul de pauză. Sper că vom avea parte și de un arbitraj bun. M-a nemulțumit ce s-a întâmplat la Dinamo și mă refer la trimiterea mea în tribună. Sigur m-a nemulțumit și că n-am avut, nu mi s-a acordat cel penalti clar. Am văzut și jocul Stelii de la Viitorul și eu cred că nu e normal să mă pronunț, eu însă ați văzut că au fost probleme de arbitraj și astea, aceste lucruri mă impacientează și de aceea mi-aș dori un arbitru cu experiență care să gestioneze bine jocul, momentele de joc și, nu știu, să nu scape jocul din mână. Steaua este un brand, reprezintă ce reprezintă pentru România, însă noi vrem să ne jucăm șansa și șansa să ne jucăm pe teren. Steaua a avut trei titluri la Naționala Pandurii 1. Pare să contracânta oboseala în terenul la meciul Necuri, oboseala acestor jucători. Și cum comentați prestația lui Săptămâna? În primul rând că nu vreau să comentez foarte mult deciziile, știu, staffului tehnic de a folosi sau unde a nu folosi jucători. Le aparțin, responsabilitatea este a lor, sigur, au urmărit interesul echipei naționale și au folosit jucătorii așa cum au crezut de cuvință. Mi-aș fi dorit și jucătorii de la Pandurii să joace mai mult, însă pentru ei un pas extrem de important că s-au regăsit din nou în circuitul echipei naționale, când există așa de puțin timp între acest dublu test pe care l-au avut și campionatul european. Asta le dă speranțe că se pot regăsi și la campionatul european printre cei convocați. Sigur, nu vreau să comentez individual despre prestațiile lor, însă pot să spun că, din punctul meu de vedere, că și-au făcut treaba atâta timp cât au jucat. La fel nu mă interesează pe jucătorii Stelei, iar sunt sigur că sunt jucători maturi toți și jucători care pot face față la jocuri dintre ei în 3 zile, în special jucătorii Stelei sunt obișnuiți cu acest ritm, ținând cont că cochetat foarte mult în trecut cu cupele europene. Eu aș remarca totuși rezultatele și mă refer și la victoria cu Lituania, chiar dacă nu a avut la bază un joc extrem de spectaculos și de, nu știu, coerent, consistent, totuși o victorie care contează și clasamentul UEFA. Și în mod special rezultatul, dar și jocul de la Cluj. Am întâlnit fosta campioană mondială, europeană, echipă care are în componență și care știm toți la ce nivel joacă și la ce cluburi. Și cu toate astea, echipa națională a dat dovadă de multă personalitate, a dat dovadă de încredere. Mi-a plăcut foarte tare organizarea de joc, în special cea defensivă și momentele de tranziție foarte bune. Echipa națională a arătat că poate să-și creeze și ocazii și că poate să aibă momente în care poate să aibă inițiativa în defavoarea unei echipe atât de valoroase. Și asta ne dă speranță pentru noi toți implicați în fenomen și pentru dumneavoastră, cei din spate care comentați și, în ultimul rând, sau în mod special pentru suporterii echipei naționale, pentru turneul final. Ce impresionează mai mult la Steaua? Calitățile tehnice ale jucătorilor sau pregătirea fizică acestor? Din punctul meu de vedere, bine pregătitul din toate punctele de vedere. Și mă refer nu numai în perioada asta, la ultimii ani, Steaua a dat dovadă de echilibru în tot ce a făcut, nu întâmplător, este campion la ultimii 3 ani, după care, sigur, a impresionat conforma
fizic, însă și din punct de vedere tehnic, tactic, sunt jucători foarte valoroși, jucători care în orice moment pot face diferența, jucători care pot ieși la rampă, care pot în momentele dificile, chiar pentru echipă, să producă dintr-o acțiune individuală sau de un anumit grup de jucători probleme adversarului și să reușească să-și creeze ocazii și să marcheze. Așteptăm că, sigur, au și personalitate în joc, au valoare și cu siguranță că ne vom împărți momentele de joc. Și Pandurii este echipă care are componențe, așa cum am zis, mulți jucători valoroși. Eu, din punctul meu de vedere, și nu cred că sunt subiectiv, am încredere totală în jucătorii mei și consider că nu suntem interior cu absolut nimic. Sigur, compensăm, știu eu, lipsa experienței pe care Steaua o are cu o organizare bună, cu agresivitate, cu determinare și, sper eu, cu multă concentrare. Ar putea să mâna meciul de miercuri cu meciul de aseară, ca și tactică? Nu, meciurile diferă, jucătorii diferă, echipele diferă. Așteptați-vă că nu vom ceda inițiativa, ci vom avea personalitate în joc. Nu sunt doar vorbe ceea ce eu spun aici, încerc să transmit asta și echipei și îmi doresc cât mai multe momente în care noi să controlăm mingea. Și după meciurile naționale, dar și așa ca prestație în general, Stanciu pare a fi omul zilei. Este și pericolul numărul 1 pentru Panduri? Nu neapărat. E un jucător valoros, cu mult potențial. L-am avut ca și jucător la Vaslui, îl cunosc foarte bine. Cred că nu și-a atins plafonul valoric și poate să mai crească. Trebuie să mai capete maturitate în joc, însă trebuie să recunoaștem că traversează o formă sportivă foarte bună, are realizare, are foarte multe goluri marcate, are asisturi, este un jucător care e pe val. Însă nu este singur. Sunt și alții, dar, așa cum am zis, vom răspunde cu personalitate și cu valoare, pentru că și noi avem jucătorii noștri care au eficiență în ceea ce fac și dacă n-ar avea, n-am fi pe locul unde sunt. Sarcina dificilă va cădea pe mâjile. E predispus? De ce pe mâjile? Noi interpretăm un joc în zonă, fiecare jucător este responsabil de zona lui și în anumite momente de zona învecinată încercăm să avem o exprimare coerentă ca și grup, nu neapărat individual. Ne vom lua măsuri de siguranță din anumite puncte de vedere la anumite lucruri pe care noi considerăm că trebuie să, unde considerăm că trebuie să fim mai atenți, unde știm că echipa asta are forță mai multă și unde este mai eficientă. Și în același timp încercăm să speculăm și noi vulnerabilitățile lor, nu? Sigur că nu e echipă perfectă, orice echipă are slăbiciuni. Încercăm să le înțelegem în primul rând, după care să le speculăm. Crezi că mai câștigă ceva capital Pandurii și rândul spectatorilor din Seleni? Sau va fi, să l-a întâmplat tot ce s-a întâmplat și la ultimul meci? Deci, Pandurii în momentul de față și subliniez treaba asta care o spun acum. Joacă pentru suporte și pentru onoare. Pentru altceva nu joacă. Joacă pentru suporte și pentru onoare. Din nefericire și suporterii la distanță. Pentru că poate dacă ne-am fi putut bucura alături de ei după rezultat, la gol, dacă ne-am fi fost aproape, la momentele mai dificile, pentru că în viață și în activitate în echipe apar și astfel de momente. Momente în joc. Atunci poate că ar fi fost mai puțin dureroasă această situație. Din nefericire, jucăm pentru ei, dar nici nu putem să-i avem aproape. Pentru că nu jucăm aici, la Târgu Jiu. De aceea, cu atât mai complicată este situația noastră, cu atât mai mare este meritul jucătorilor pentru ce au realizat până în acest moment, și cu atât mai alarmantă este, nu știu, perspectivă. De aceea am făcut acest, nu știu, ultim apel. Nu veniți pentru Iordănescu, veniți lângă echipă, susțineți echipa, susțineți jucătorii și haideți să facem în așa fel încât această echipă să nu moară peste o lună jumate, pentru că pentru cine nu conștientizează de realitatea situației, eu spun cu tărie, există riscul ca această echipă să moară. Mă refeream la jucătorii din Sărbini. Va asemăna atmosfera, va fi stadionul plin de steliști, cum a fost? Dar la trecut a fost plin de steliști. Poate vom mai compensa un pic și vom reuși, nu știu, să avem și noi mai mulți suporteri. Vizez și pe cei din Severin care ne-au susținut, vizez în mod special pe cei de aici care știu că suferă alături de noi, să reușească să
să găsească resurse necesare pentru a face această deplasare și să compensăm un pic, să nu mai fie așa de mare discrepanța cum a fost în trecut. Dar ne-am obișnuit și cu asta și în cazul în care se va întâmpla același lucru, nu putem să facem decât să ne confruntăm în volează și cu această situație. Crezi că Pandurii va avea totuși 3 oameni la turneu final? Nu știu, nu știu. E o întrebare pe care nu am un răspuns. Îmi doresc cât mai mult. Cât mai mult. Dar gândiți-vă că mai sunt aceste jocuri de play-off care sunt sigur că vor fi decisive în alegerile pe care staful tehnic selecționer le vor face. În momentul de față ne dăm cu 3. În iarna am avut 4, din păcate Mihai Răduța a avut ceva probleme medicale și i-a lipsit de la 2 jocuri. Eu aștept să revină cât mai repede la nivelul care a fost în prima parte a campionatului și am mare încredere în el pentru că a fost foarte eficient și decisiv pentru echipă. Mai sunt jucători care, din punctul meu de vedere, se performează și nu sunt la nivelul valoric și dacă am reușit să-i aducem, am fi și mai puternici și nu vreau să dau numele, ei știu bine asta. Însă, cu toate astea, planează în continuare această stare de spirit și atmosferă pe mormântare care este în cadrul grupului și cu care trebuie să mă confrunt în zi de zi. Și adevărul este că e foarte greu. Dintre jucătorii din Națională, Țăpânarul este totuși o certitudine? Sau așa se arată ca fiind? Are în spate o experiență mai importantă față de ceilalți doi care s-au regăsit. Însă și ei trebuie să aibă răbdare și, așa cum am spus, e un pas important că s-au regăsit din nou după iarnă, s-au regăsit și acum la această convocare și la acest dublu test. Și să le dea încredere, să se pregătească bine, să aibă realizări pentru echipa lor de club, ca să aibă șansă să se regăsească și la turneul final. Însă, nu știu, m-aș hazarda să încep acum să comentez cam câți jucători la Pandurii se vor regăsi la turneul final. În primul rând, obiectivul meu principal este să încerc să-i țin uniți aici și să nu avem surprize că încep să dispară între ei, pentru că regulamentar sunt acoperiți. În următoarea săptămână se înceapă să plece. Fiecare suspendare a ta a dus și cu o victorie echipei. Dacă ar fi așa, aș sta numai între unul. Cred că ne păcălim un pic pentru că Pandurii a lănțit rezultate pozitive și atunci ar fi în sus, fi în jos, Pandurii tot a câștigat. Poate pot să stau și acasă și să câștige echipa. Înseamnă că ne facem treaba bună, înseamnă că am întâlnit și câtor valoroși. Nu, mă bucură faptul că ei au rămas foarte conectați și implicați când eu am fost sus și știu că, nefiind aproape de ei, crește un pic nivelul de concentrare, pentru că fiind acolo lângă ei, poate simt un confort. Nefiind, există poate o teamă în plus și atunci strângându-i rășimea ta.